300 de mii de abonați și iată că momentul cel mare a venit. Vom merge în premieră să-l vedem pe Lionel Messi, așa cum am promis. Chiar dacă am spus că mergem la Miami, până să ajungem acolo, putem profita de faptul că Lionel Messi va juca un super meci în Arabia Saudită versus Al Nassr, însă până acolo acesta va fi prezent la meciul versus Al Hilal, la care urmează să mergem împreună cu fratele Bercea, X-Breaker, Ciprian. Și pentru acest mega moment vreau din partea voastră acolo peste 15.000 de like-uri. Cum reușiți cele 15.000 de like-uri? Fratele vostru postează imediat vlogul de la Inter Miami versus Al Nassr, The Last Dance, ultimul meci dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi din istorie. Așadar, în această noapte, fratele Bercea urmează să vină la mine și vom pleca împreună direct în Arabia Saudită, deoarece mâine este meciul dintre Al Hilal și Inter Miami și chiar sunt curios dacă la acel meci va fi prezent și Neymar, mai ales că știm foarte bine că Neymar este bun prieten cu David Beckham și cu Lionel Messi, dar și cu Luis Suarez și Jordi Alba. Așadar, nu mai stăm la discuții, ne facem bagajul chiar acum, dar nu înainte să apăsați acolo puternic pe butonul de subscribe pentru a reuși, de ce nu, 400.000 de abonați. Am promis că la acest prag vreau să merg chiar în Argentina, nu degeaba mi-am luat acest tricou, și în Brazilia, așadar merită susținerea voastră acolo și știți că mereu mă țin de promisiune. Dar înainte să plecăm, multe mulțumiri celor de la Super 12 care s-au alăturat acestei super aventuri pentru a-l vedea pe Lionel Messi, credeți-mă, și eu am foarte multe emoții. Dar nu uitați că vă puteți instala aplicația 100% gratuit, dați corect cele 12 pronosticuri și puteți câștiga săptămânal premiul cel mare de 10.000 de ron. Eu sunt tot mai aproape să-l câștig și cum ar fi să-l câștig acum direct în Arabia Saudită, unde vom merge chiar pentru a doua oară și direct să fim câștigători la Super 12. Bun, bună dimineața, fraților, am ajuns direct în aeroport cu toată gașca aici. Ciprian, X-Breaker, Bercică, care din cauza lui era să pierdem avionul și a pus alarma că a dormit la mine. A sunat, dar n-a sunat mult prea încet. Noroc că am avut o rezervă acolo și mai aveam una, că venea X-Breaker după noi. Sunteți pregătiți de drum? Nu. Emoții mari, emoții mari, toată lumea este pregătită cu tricou cu Messi. Atât eu, cât și Ciprian și X-Breaker, singurul care nu are tricou cu Messi. Cine credeți că este? Numai cu Ronaldo. Ia uitați, care are doar cu Ronaldo. Bun, ne revedem direct din avion și după avem o escală și ne vedem direct din Riyadh. Dacă ați văzut Asia Express, America Express, acum avem Arabia Saudită Express alergând după... Nu știu, sper să ajungem. America Express, ia uitați. Trebuie să ajungem repede că s-ar putea să pierdem aeroportul, doamne, să pierdem avion. Într-un final am prins avionul tot în regulă. Și uitați-vă și voi cum arată avionul ăsta, tata. Direct avionul lui Messi. Oficial ajungem în Riyadh pentru a doua oară, mă simt ca acasă aici. Și uitați-vă și voi, gândiți-vă că pe acest aeroport va veni Lionel Messi. Cred că astăzi va veni și el. Cristiano Ronaldo, mereu când pleacă undeva cu echipa, tot pe acest aeroport vine. Cam așa arată. Băieții sunt și ei pregătiți aici în autobuz. Și plecăm. Rămâi tu aici, lasă-i și tu pe Messi cu baia. Hai să vedem. Ne uităm și după un avion cu Inter Miami, ar trebui să fie, dacă e ceva. E, nu? Serios vorbesc. Uitați-vă după un avion cu Inter Miami. Mamă, ce diferență față de când am fost noi în vară. Vremea este mult mai plăcută. Suntem în fața aeroportului și urmează să luăm direct către hotel. O să vă arătăm și cum arată hotelul de data asta, pentru că ați văzut data trecută arăta efectiv ca un bunker. Acum băieții dau adresa acolo de la hotel să mergem și totodată vrem ca astăzi, deoarece ne aflăm cu o zi înaintea meciului, să mergem la baza de antrenament a celor de la Al Hilal și a celor de la Al Nassr, să le arăt și eu băieților cam cum se prezintă, mult mai fain Al Nassr cei drept, și după frumos relax și mâine ziua cea mare când îl vom vedea pe Lionel Messi. Let's go! Uitați-vă și voi în ce zonă am ajuns după ce am greșit hotelul. Suntem plecați, uitați-vă și voi, cu taxiul de 1:49, vedeți? Și mai avem încă 37 de minute. Dar uitați-vă în ce zonă am ajuns. Și Prian zice Tokyo Drift. Dar chiar mai uite Tokyo Drift, uite, cu jante. Cu jante, mamă, jante, ce experiență. Uite, alte magazine de jante, al treilea magazin de jante. Eu nu credeam așa ceva. Mamă, acum să ne uităm după mașini. Băi, ești nebun? Deci aici suntem
Aici suntem într-o zonă de suburbie, nu știu cum am ajuns aici. Vlog în vlog. Ne-a găsit băiatul adresa unde vrea să ne ducă. Mamă, deci uitați-vă și voi, incredibil, incredibil. Suntem plecați de la ora 2:30, 3 de fapt, dimineața. Și acum este ora 8 seara. Mamă. Eu n-am văzut partea asta a Riadului niciodată, dar e fabulos, traficul incredibil. Să ajungem mai repede la hotel, să mâncăm, că n-am mâncat nimic și să ne cazăm. Bine, fraților, și după o zi extrem de lungă și un drum cu taxiul de aproape 2 ore, ajungem într-un final în fața hotelului bun. Bercea cu Ciprian s-au dus înăuntru să facă check-in-ul. Așa arată hotelul, așa că în seara asta odihnă totală, nu mai mergem nicăieri, doar ne odihnim, poate și să mâncăm ceva și atât. Și ne revedem direct mâine din ziua meciului și chiar din fața stadionului. I-a adus patul X-Breaker. Vezi că e mișto, frate. Asta e toată camera? Vezi că e tare, frate, ce aveți? Mamă, e mare. Aici vom sta, dar arată mișto. Mie chiar îmi place. Să știi că arată mai bine de când unde am fost eu data trecută. Da? Sincer. Da. Păi normal că arată mai bine. Chiar arată mai bine și eu zic că avem loc. 1-1-1-1. Ei bine, fraților, și tocmai ce am ajuns în fața celui mai modern și mai frumos stadion pe care l-am văzut eu vreodată. Kingdom Arena se numește și este practic un stadion ca într-o sală. Este închis complet, uitați-vă cât de modern arată și cât de frumos, cu afișul din seara asta, Messi vs. Mitrovic, Inter Miami vs. Al Hilal. Se anunță un meci complet nebun, dar în acest moment, eu cu X-Breaker ne vom lua la revedere de la Bercea și Ciprian, deoarece avem bilete în direcții diferite și haideți să dăm și un pronostic împreună dacă toți suntem aici. 4-1 Al Hilal. 4-1 Al Hilal. Eu zic 2-1 Inter Miami. Fratele Bercică? 3-0 Inter Miami. 3-0 Inter Miami. 2-0 2-0 Inter Miami. Și 2-0 Inter Miami. Sperăm la o surpriză din partea celor de la Inter Miami. Clar, Al Hilal sunt favoriți, însă vrem spectacol. Am venit în Arabia Saudită să vedem spectacol, cât mai multe goluri și, bineînțeles, gol Lionel Messi. Și am intrat, fraților, uitați-vă cum arată intrarea asta în stadion. Mamă, cum arată această intrare? Cât de tare! Fan Shop Al Hilal, uitați-vă cât de șmecher arată! Cât de frumos este organizat! Și aici un interviu. Mamă, prea tare! Prea tare! Mult prea tare! Cât de frumos! Super, super, super tare! Prea frumos organizat! Tare rău de tot! Chiar super tare! Good evening! You told me your name. Your name is Tudor. Tudor, yes. Yes. And you are from? Romania. Romania. You are here for? For the game. So you will be here until the game and then you will leave? Yes, but I will come back probably at Al Hilal Al Nasr. Thank you very much. Așadar, fraților, îi vom lua și noi acum un pronostic după ce ne-am luat interviu. I want to ask you a short question. Yes, okay. A prediction for tonight, a score. I think we will win like 3-0. 3-0 for Al Hilal. No, Al Hilal 3-0. Yes. All by Metro. Inter Miami will not score? No. Messi not score? No. Wow. Thank you very much. Thank Have a nice so much, evening. Sure. And thank you for the welcome here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bro, come here. Tell me a score for tonight. For tonight? A score, yes. 1-0, 2-0. 3. 3-0 for? For Hilal. Al Hilal. Al Hilal. And who will score? Who will score for Al Hilal? For Mitrovic. Mitrovic. All the goals. Mitrovic on fire. Oh, la, 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 la. Mitro's on fire. Thank you, bro. Thank you. You. Have a nice evening. Mamă, cât de tare. A score for tonight? No English. 1-0, 2-0. That's all. 2-1 for Al Hilal. Miami. For Miami. Messi will score. Messi had a... But where is Messi? Busquets had a... Messi, there. Thank you, brother. Thank you. Intrăm, fraților, a venit momentul cel mare. Intrăm pe Kingdom Arena. Let's go. Craiova este prezentă pe Kingdom Arena. Ia uitați. Și împreună cu fratele X intrăm. VIP direct, se vede, da? Haide, tată, să vedem. Doamne, Dumnezeule, cum arată totul. Băi, cum arată totul. Este efectiv o sală. Prima dată când merg într-o sală la un meci de fotbal. Și ce meci? Lionel Messi vs. Al Hilal. Dumnezeule, cum arată stadionul ăsta? Stadionul într-o sală. Cât de tare. Și aici vedem jucătorii. Ia uitați-vă. Jucătorii. Ia să vedem. Portarul. Mamă, cât de șmecher, este fix la marginea terenului. Cât de frumos se vede aici poarta. Doamne, cum arată. Oare aici se organizează și meciurile de box, unde vine mereu Cristiano Ronaldo? Aici, nu? Aici îl vedeți mereu pe Cristiano Ronaldo. Și uitați-vă pe unde intrăm. Fi direct pe aici. Thank you, brother. Thank you. Another. Wow, pe unde intrăm. Uitați-vă și voi pe unde intrăm. Cât de frumos. Ia să vedem pe aici. Cum se vede? Cum se vede pe aici? Și direct
Băi, suntem la marginea terenului. Doamne Dumnezeule, cum se vede? Suntem direct la marginea terenului și uitați-vă și voi cum arată tot stadionul. Absolut fabulos, direct la marginea terenului. Băi, cum arată, uitați-vă și voi cât de șmecher arată tot. Prea frumos, super, super frumos. Tot stadionul și urmează chiar acum să intre echipele. Vedem acolo echipa celor de la Al Hilal cu Malcolm, Milinkovic-Savic, Koulibaly și toți băieții. Cum se încălzesc? Toată lumea așteaptă intrarea lui Leo Messi. Mamă, și uitați-vă și în partea aceea cum se vede. Biletele premium, acolo poate fi Neymar. Pot fi mai mulți jucători. Arată absolut fabulos. Nu vine să cred că ne aflăm într-o sală, repet, într-o sală și ce stadion. Doamne Dumnezeu. Băi, nu pot să cred, bodyguardul lui Messi. Bodyguardul lui Messi. Intră Messi, fraților! Și în acest moment intră Leo Messi. Și Suarez, cât de tare! Messi chiar acum pe teren, cât de frumos, cât de frumos! Messi! 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 Băi, vine la noi! Băi, nu pot să cred! Messi lângă noi, nu vine să cred! Nu vine să cred, trăim un vis, suntem exact lângă Lionel Messi. Uitați-l acolo în spatele nostru, cât de frumos. Ia uitați-vă și voi, Leo Messi direct în fața noastră, cât de tare. Messi! 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 Mamă, poate să uită. Messi! Haide mă să ne facă cu mâna, măcar o dată. Nu vine să cred, fraților, într-un final am ajuns aici, la un meci al celor de la Inter Miami. Și ce meci, prea frumos toată atmosfera aici, toată lumea. Ia uitați. Eeeu! Cât de tare! În continuare, nu-mi pot lua ochii de la Leo Messi. Uitați-l acolo, lângă lui Suarez, vedeți? Messi lângă lui Suarez, prieten pentru totdeauna, cât de frumos, pentru prima dată când îl vedem pe Leo Messi. Where are you from? Marocco! Nice! Me Romania, you are a Messi fan. Tell me a score for tonight. 3-2 for Inter Miami. And Messi will score 2 or 3 goals. 2 goals. And Suarez one. Thank you, brother, thank you, appreciate. Toată lumea astăzi vrea ca Leo Messi să marcheze. Asta sperăm și noi, să vedem tot mai multe goluri. Și uitați-vă acolo, toți ceicii au venit la marginea terenului să vadă pe Messi. Messi care e relaxat, uitați-l. Este relaxat, așteaptă meciul. Și Jordi Alba acolo, prea frumos. Îl vedem acolo și pe președintele celor de la Al Hilal. Uitați-l acolo în imagine. El este cel care deține Al Hilal. A fost și la meciul trecut, când am fost la Al Hilal. Toată atenția este asupra lui. Și să ne gândim că l-au vrut și pe Lionel Messi. El a vrut să-l cumpere și pe Leo Messi, însă nu a reușit. David Beckham l-a cumpărat. Messi putea juca pentru Al Hilal. Iar aici, când aveam derby în Arabia Saudită, am fi avut direct Messi versus Ronaldo. Cât de tare! Al Hilal or Messi? E nebunie, fraților! Toată lumea când mă vede cu tricoul cu Messi, striga Al Hilal. Romania! Romania, but want to tell you, I'm Ronaldo fan. Cât de tare! Râde Messi, dar nu înțeleg de ce. Mama a salutat, cât de tare! Mama, cât de tare a salutat în partea aia, ce frumos! Și acum o pasă la Messi, hai să vedem! Bine! Mitrovic, golgheterul celor de la Al Hilal, cât de tare. Deci vreau să observați și voi cum stă bodyguardul lui Messi, chiar și în timpul antrenamentului, îl vedeți? El este acolo și Messi se antrenează cu echipa, incredibil. Vedeți? Messi se antrenează acolo și el se plimbă doar cu ochii la Messi. Cât de tare! Cât de tare! Alba! Alba! Mamă, trebuie să vină Messi, Messi va trece pe lângă noi. Messi! 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 Bă, le face cu mâna! Leo! Love you, Leo! Bă, ne-a făcut cu mâna! Messi ne face cu mâna, tremur! Messi ne-a făcut cu mâna, cât de tare! Prea frumos! Deci încă nu-mi revin, mă jur. Cred că am fost singurul de acolo cu tricoul celor de la Inter Miami. Și Messi ne salută acolo. Bă, direct la mine s-a uitat, vă jur, a fost un contact vizual de vreo 2 secunde, a râs, mi-a zâmbit și a făcut cu mâna, incredibil așa ceva. Așteptăm intrarea echipelor pe teren, însă, credeți-mă, sunt mai fericit ca niciodată. Doamne Dumnezeule, cât de frumos! Mamă, cât de tare s-au închis toate luminile, vedeți?
Și ce liniște. Vai de capul și de zilele mele. Ce e asta, fraților? Ce e asta, fraților? Doamne, cum se vede. Oh my God. Vai de mine. Du-te în puii mei. Ia. You ready? Let's go. Let's go, champ. It's time. Let's go, champ. It's big time. Și acum. Ho! Viața mea n-am văzut așa spectacol! Dumnezeule! Dumnezeule! Piele de găină! Piele de găină direct! Îmi vine să cred! Ceva, nu uit. Leo Messi fața noastră și fratele vostru aici. Haideți acolo cu 10.000 de like-uri, forță. Se anunță nebunie. Goluri multe sperăm. Messi, 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 Messi. Cât de tare. Doamne, ce frumos. Messi, primul acolo. Se va face un ocol Riad, ca mamă, cum a zburat drona aia. Ești nebun, zici că e muscă. Ce moment, președintele celor de la Al Hilal salută jucătorii de la Inter Miami. Și acum, momentul când îl salută pe Messi, cel pe care și l-a dorit. De tare. Prințul îl salută pe Messi. Câteva cuvinte din partea prințului pentru toți fanii. Undeva în zona aceea este Bercea. Acolo e Ciprian și Xbreaker undeva pe acolo. Respectăm mult prințul. Lucrul pe care nu avem lucrurile vestice, la care vorbi Iohannis. Bye-bye! Imnul național al Arabiei Saudite. Mamă, cât de tare! Cât de tare!
înceapă meci. Toată lumea așteaptă fluierul de start. Luis Suarez acolo. Îl vedem și pe Malcolm, Ruben Neves și Leo Messi. Messi, Messi, Messi. Mamă, ce frumos! Zâmbește! A salutat pe Luza. Hai să vedem, tata. 3, 2, 1 și ăla e! Începe nebunia Inter Miami versus Al-Hilal. Și uitați-vă și voi stadionul Arhi prin această sală despre care v-am zis. Efectiv se joacă în sală. Fabulos! Jordi Alba, autogol. Nope. Prima lovitură de la colțul terenului. Haideți să vedem. Bine acolo. Ruben Neves. S-a tuns Ruben Neves. Messi face pressing acolo. Hai să vedem pe Messi. Mamă, e aproape, aproape de noi, vedeți? Și cât de tare în atacul celor de la Inter Miami, Messi și Suarez. Mai lipsește Neymar, uite acolo, să vină de la final. Eu sunt convins că Neymar 100% este și el pe acolo. Bro, you think Neymar is also here? Man, he's in Brazil. Brazil. Prima ocazie pentru Al-Hilal, 0-0 în continuare, însă trebuie să recunoaștem Al-Hilal este momentan echipa mai bună. Ocazie mare aici și avem ecranul direct în față. Lovitură liberă pentru Inter Miami. Nu cred. Mamă. Și n-a fost offside. Mamă, nu a fost offside, incredibil, ce ocazie. Jordi Alba pentru Messi. Mamă, ce fază ca la Barcelona. Ce păcat. Dar ce fază am avut exact ca în vremurile bune de la Barcelona. Suarez, Messi și Jordi Alba. Cât de frumos. Mamă, mamă, viteza lui Edwin. Să nu uităm, are viteză mare. Haide mă, Messi. Da, într-un final, Leo Messi. Toată lumea aplaudă. Bă, ce-i mă musca asta? Pentru Al-Hilal. Nu a tras, efectiv nu a tras la poartă. Scorul rămâne în continuare 0-0. Ce ocazie pentru Al-Hilal. Haideți să vedem replica celor de la Inter Miami cu Messi. Messi. Mamă, mamă, ce pase dă. Opa, contraatac pentru Inter Miami. Hai să vedem. Wow! Wow! Dar cred că a fost offside. Offside, da. Mamă, ce ocazie! Ce bicicletă acolo, puștul minunat al celor de la Inter Miami. Să știți că și Inter Miami are o academie destul de bună. Și au câțiva puști destul de talentați. Acum... Mitrovic! Gol! Mitrovic! 1-0 pentru Al-Hilal! Gol Mitrovic! Frumos! Preferatul lor, Mitrovic, golgheterul totodată, dar frumoasă fază, două pase frumoase și gol marcat acolo de Mitrovic. Let's go! Frumos, băi, frumos! Nu pot să cred! Wow! Era penalti! Penalti, dar nu se dă! Penalti, dar nu se dă! Doamna de la centrul terenului nu dă penalti, ci tot stadionul Huidu. A fost penalti clar! A fost penalti clar! Deci penalti clar! Penalti clar! Băi, e un meci mai amical probabil din cauza asta. Se dezechilibra prea mult, dar a fost penalti. Doamne, doamne, ce joacă Al-Hilal, incredibil. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ploaie de goluri, minutul 12, 2-0. Where is Messi? Bă, ei mă văd fan Messi, dar eu mă bucur că sunt goluri. 2-0. Where is Messi? Hai Messi. Suarez, nu se poate. Nu se poate, lui Suarez ratează. Cu
toată poarta în față. Doamne, ce meci avem! Sincer, mi se pare că am liniște pe aici, însă îmi doresc tare mult ca Messi să marcheze măcar un gol. Oricum, mai avem o șansă, pentru că o să mai fie un meci, cel versus Al Nassr, dar mi-ar plăcea ca Messi să marcheze în ambele goluri. Și astăzi, și joi. Hai, Leo! Hai, Leo! Hai, Leo, bine! Și... nu se poate! Hai, mă, cu un gol, mă, tată, mă! Pentru mine așteaptă sprijin. Coasa lui Edin pentru Messi! Aoleu, aoleu! Aoleu, Messi! Aoleu! Mamă, ce e acolo lângă, uitați-vă câtă lume îl filmează. Mamă, era să accidenteze, gluma, gluma, dar a cam alunecat Messi. Din păcate, în acest moment, Messi este huiduit și vă spun și de ce. Pentru faptul că a refuzat Arabia Saudită pentru a merge la Inter Miami. Și acum oarecum se răzbună pe el, dar eu cred că Messi va da un gol azi totuși. Wow! 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 Ce ocazie! Busquets ratează. Mamă, mamă, ce păcat. Haide! Mamă, 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 mamă! Wow! Ce ocazie! Ce ocazie incredibil! Messi. Jordi Alba, masă bună pentru Messi. Și... nu cred că a fost offside, se consultă faza, deja au trecut 2 minute, probabil va fi VAR. Acolo lângă domnul bodyguard al lui Lionel Messi vedem și VAR-ul. Haideți să vedem dacă se consultă faza la VAR sau nu, așteptăm. Oare gol valabil lui Suarez? Let's go, hai să vedem. Sincer, nu a fost offside, pasa a venit de la jucătorul de la Al-Hilal. Ar trebui să fie gol, eu zic că este gol. Eu zic că este primul gol. Mitrovic și Messi, cât de tare, se îmbrățișează acolo. Totuși, să nu uităm, este un meci pașnic, amical, bunăvoie, dar hai mă să vedem, gol sau nu Inter Miami. Gol, gol, gol Inter Miami, gol Inter Miami. 2 la 1, singurul care s-a bucurat, eu am fost. Sunt cam multă lumea la mine. Gol Inter Miami. S-a auzit. Decizie, gol Inter Miami. 2 la 1. Gol lui Suarez. Incredibil, omul meu a făcut si. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Doamne, doamne, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Aoleu. Mamă, Suarez se duce la arbitră. Nu prea e frumos, dar Suarez se duce la arbitră. Scandal în acest meci, incredibil. Nu mă așteptam la asta. Dar uitați-vă la Busquets, ia uitați-vă gestul. Mamă, ce urât! Mamă, ce urât! O altă asistentă și Suarez îi atrage atenție. Final de prima repriză lui Suarez, în continuare nervos. Messi iese și el supărat de pe teren. 3 la 1 în acest moment. Sunt curios ce va fi repriza a doua. Mamă, cum a intrat bodyguardul direct în vedea, uitați-vă. Hai să vedem cum intră pe acolo, pe unde l-am salutat noi. A, n-a salutat pe nimeni. Deci n-a salutat pe nimeni, ați văzut. Mare noroc ce am avut la început de meci. L-am prins într-o stare bună, fericit și m-a salutat. Și n-am mai salutat pe nimeni acum. Cine este aici lângă noi, uitați-i. YouTuberii de fotbal și de FIFA. Hello, bro! Bro! Hello!
Respect. Bro, can I have a picture with you? Big fan of you. Respect. Thank you very much. Respect. Tare rău. Intră înapoi Lionel Messi supărat, din nou n-a salutat pe nimeni. Asta este... Și vă zic ceva. Sincer, mi se pare că cei de la Al Hilal i-au mai lăsat pe cei de la Inter Miami. Altfel ar fi trebuit să fie vreo 5-1. Și ce credeți, fraților? La fel ca și anul trecut, suporterii celor de la Al Hilal au venit și mi-au dus o sticlă cu apă. La fel au făcut și în vară când am fost. Asta e religie aici. Așa se comportă, ei sunt buni cu toată lumea, tot respectul. Și v-am zis, totul pleacă de la religie, însă nu ține doar de asta. Ține și de bun simț și de cât de darnic ești. Și sper ca și la noi, ușor, ușor, să devină lumea mai bună și mai darnică. Luăm o gură de apă și așteptăm un gol. Opa! Contraatac! Și... Nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva! Ce ratare Jordi Alba acolo! Ce intervenție! Și iată că avem prima decizie VAR, o fază acolo împotriva jucătorului de la Inter Miami, vedeți? Pare că a fost penalti. Haideți să vedem decizia arbitrei, oare avem penalti și va executa Leo Messi? Vom vedea un gol al lui Leo Messi, hai să vedem. Cred că este foul. Penalti! Haideți să vedem penalti. Cine va executa? Ia uitați-l. Messi! 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 Haide, tată! Penalti Leo Messi, primul gol. Messi! 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 Wow! La primul meci vedem un gol marcat de Leo Messi. Bine, mă! Bine, mă! Mamă, mamă, ce frumos! Bă, ce se întâmplă? Ce nebunie de meci! 3-3 în 2 minute, Inter Miami egalează! Ce se întâmplă, fraților? Inter Miami egalează 3-3, ce meci nebun! Marchează Ruiz, puși tu minune! Ruiz marchează, tată! Bravo, băi, bravo, 3-3 și ce meci! Opa, haideți să vedem, meciul acum devine mai tare! Și chiar lângă noi, uitați-vă cine este tipul de la care a venit vorba, Where is Messi? Vedeți? Uitați-vă, fiți lângă noi! Where is Messi? Ce ocazie pentru a face 4-3 Al Hilal. Ocazie mare, dar apără portarul. Bă, eu zic că se vor mai marca cel puțin două goluri, eu așa zic. Frumos, Leo. Leo. Doamne, ce pază! Ce fază face Leo Messi! Doamne, ce fază a făcut acolo Leo Messi! Dar efectiv lui Suarez nu a mai avut sprint. Vârsta își spune cuvântul. Trebuia să fie 4-3 pentru Inter Miami. Hai mă, cucă un gol Messi! Malcolm! Ocazie importantă din nou pentru Al Hilal prin Malcolm, jucătorul care ne-am întâlnit și noi anul trecut. Și între timp a și lui Suarez de pe teren, probabil îl păstrează și îl protejează pentru meciul de joi versus Al Nassr. Băi, 10.000 de like-uri și a venit direct vlogul de la Al Nassr. Dar totuși, eu cred că nu se va termina așa. Nu știu, așa simt eu. N-are cum. Dar uitați-vă ce atmosferă. Liniște totală. Băi, ce-i asta? De capul meu ce a făcut acolo Mitrovic. Mitrovic se joacă cu apărarea celor de la Inter Miami. Haide-mă Messi, mă te rog. Capă vremuri de la jumătatea terenului. Opa. Opa. Malcolm. Opa. Perfect. Șut, mă. Fiți atenți. Una dintre ultimele faze, haideți să vedem. Mai marchează Messi odată oare?
Stă cam retras, sincer, dar totuși, speranța mare ultima. Busquets faultat. Știți ce mă miră cel mai mult? Faptul că Messi, Busquets, Jordi Alba au o vârstă și rezistă fără probleme 90 de minute. Într-adevăr, n-a fost poate cel mai înalt lead, însă... Iese Messi! Messi! Este huiduit, din păcate... Este Leo Messi! MVP-ul acestui eveniment. Leo Messi iese de pe teren și deja câțiva fani au plecat. Duncan Taylor în locul lui. Unii strigă Messi, alții îl huiduie, pentru că v-am zis, el ar fi trebuit să joace pentru Al Hilal, dar a ales Inter Miami. Nu se poate! Messi iese de pe teren și Al Hilal marchează în 2 secunde. În 2 secunde Al Hilal marchează. 4-3 pentru Al Hilal. Malcolm! Acum începe nebunia. Până acum toată lumea a tăcut. Messi acolo pe banca de rezerve. Și începe nebunia în minutul 90. 4-3 Al Hilal. Nebunie curată, 7 goluri și unul dintre cele mai tari vloguri de pe canal, fabulos. Uitați-vă și voi ce este aici, nebunie totală. Am venit aici jos pentru a-l vedea pe Messi mai aproape când va ieși de pe teren, dar totuși nu cred că se va mai întâmpla ceva. Acesta probabil va fi scorul final, cum se vede și de aici, Busquets acolo. Încearcă un ultim atac pentru Inter Miami, haideți să vedem. Oh, ce bine a recuperat acolo. Deci, băiatul ăsta a fost omul meciului. A alergat, dar... Ce intervenție! Toată lumea așteaptă fluierul final. Haideți să vedem. Minutul 95. Mai este fix un minut. Și se termină acest super meci dintre Al Hilal și Inter Miami. Mamă, cum se vede de aici. Cum se vede de aici, de la firul ierbii. Fix lângă noi, Milinkovic Savic și cu Jordi Alba, vedeți? Mamă! Lovitura liberă. Și a făcut pașii lui Ronaldo și haideți să vedem. Mamă, ce ocazie! Și acum în final vom sta fix pe lângă unde trece Leo Messi, fiți atenți. Supărați jucătorii de la Inter Miami. Jordi Alba. Messi salută pe toată lumea și acum la final, super atmosferă aici, jucătorii de la Al Hilal în spatele nostru, nebunie curată, super frumos, Ruben Neves! Mitrovic, Mitro's on fire! Băi, nebunie curată aici, între toți fanii celor de la Al Hilal, aici se termină super vlogul nostru. Când a fost să-l vedem pe Lionel Messi, nebunie curată, haideți cu like acolo și cu subscribe, 10.000 de like-uri și mai urmează încă un super vlog, credeți-vă, nebunie curată a venit aici jos, până data viitoare am fost Tudor, împreună cu toți fanii și m-am bucurat, pa, pa! România, brother!